Fie că aveți o tonă de pachete sau doar ce vă apucați de strâns serios la ele, vă recomand cu tărie să țineți de cele mai bune și să nu le deschideți până pe data de 25 ianuarie, când ambele echipe, full de toti, vor fi în packs. Drop rate-ul de toti, oricum este groaznic, încercați pe cât posibil să vă măriți șansele să pice ceva frumos, așteptând puțin până pe 25 ianuarie. Până una altă vă puteți concentra pe SBC-uri, pe strâns pachete, gameplay, obiective. Astăzi facem un 87 plus upgrade ca să nu vă las pe uscat, unde căutăm un card util din promoțiile Radioactive, Ultimate Dynasty sau Team of the Group Stages. Revenim la discuție, cred că Toti este cea mai mișto promoție din an fără probleme, spune, dar treaba asta este valabilă doar pentru puțin, din păcate, dintre noi. Adică, aș zice că sunt două categorii aici. Pe de o parte, sunt cei foarte, foarte norocoși care la le pică, evident. Pe de altă parte, dacă vreți, uh, sunt cei care bagă atât de mulți bani în joc, încât deschid suficiente pachete să le pice sau deschid suficiente, suficient de pachete, strâng suficient de mulți coins și își cumpără cardul. Aș zice că în general nu -am, nu am, fost pe nicio parte de în baricade, poate cu o excepție în FIFA 19, dacă nu mă înșel, mi-a picat un toti uh, tradeable, a fost super, super, super tare, l-am vândut și mi-am făcut o super echipă atunci. De atunci, dacă nu pun portarii în calcul, niciodată nu a picat absolut nimic. Anyways, să joci cu Mbappé, Hansen, Messi, Team of the Year încă din luna ianuarie, când eu am carduri de 86-87 prin apărare, este pur și simplu jenant de disproporționat ei sport. Anyways, vă urez succes, hai să ne uităm la echipă, trec rapid prin ea că foarte probabil le-ați văzut peste tot până în secunda asta, deci nu fac eu mare dezvăluire, dar rapid așa, Alison în poartă, Frimpong pe dreapta, care Pur și simplu nu înțeleg cum a ajuns aici, n-am nici cea mai mică idee. Știu, totul este bazat pe voturile noastre, voturile voastre și nu ceea ce se întâmplă în realitate. Înțeleg de ce a fost frimpong pus aici din perspectiva nominalizării, dar cum de a ajuns frimpong este mult peste puterea mea de înțelegere. Ruben Diaz, Van Dijk... Teo, cred că apărarea asta fix, așa am avut-o și anul trecut, sau dacă nu, oricum acum 2 ani. Bellingham, Nice, Rodri și De Bruyne. Din nou aici ceva similitudini cu anii trecuți. În atac, aceeași poveste. Messi, Haaland și Mbappé, cred că este fix, fix atacul de anul trecut. A meritat sau nu a meritat? Asta nu vreau să avem discuții acum pentru că este irelevant. Până la urmă, astea sunt voturile, așa a votat comunitatea. Asta este echipa. Trecând la fete pentru că anul ăsta vom avea și fetele în același timp în packs cu băieții. Deci când sunt atacanții sunt atacanții și fete și băieți, când sunt uh, toți în packs sunt și fetele și băieții. Așa că avem Herbs în poartă care probabil nu va conta pentru absolut nimeni ca și portarul de la masculin. Una Bati în uh, pe dreapta de la Barcelona, Renard, Bri, Bright și Carcawi. Deja știm, Oana Bati va fi foarte, foarte jmecheră în joc, este foarte bună și acum, sunt ceva evoluții foarte mișto de ale ei, dar nu are speed, nu are pace, aici va avea pace, va fi senzațional, cum probabil vor fi toate cardurile de aici, ca să fiu sincer. Cartea ui deja știți, Aitana, balon de aur, doamne ce card cred că va avea, Puteia, super, super top, Obedorf, nu știm mare lucruri despre ea, nu cred că m-am lovit de ea în FIFA, dar în fine, ea este aici. Hansen va fi clar broken, Kerr și Smith. Toată lumea va, mă aștept să fie mișto, indiferent de cât de ieftină va fi. Eu am 1.300.000 în momentul ăsta, mi-ar plăcea tare să-mi cumpăr un Team of the Year dacă nu o să pice și probabil nu o să pice. Dar vedem în ce măsură mă voi reuși, voi reuși eu să mă apropii de absolut oricare dintre, dintre ei, fie vorbind de carduri fete sau băieți, aș fi ok cu oricare dintre ei, dar în special de la mijloc în sus, ca să fie fan. Pe timeline, dacă încă sunt în neclarități la ora asta, în, pe 19 vom avea um, atacanții 19 până pe 21, mijlocașii 21 23, apărătorii cu uh, portarul inclus aici de pe 23 pe 25 și din data de 25 vom avea full team până pe data de 2 februarie. Aici incluzând uh, și uh, nu știu, cred că între timp cei nominalizați vor fi în în uh, packs din 19. Asta rămâne de văzut. Vom avea și toti uh, nominees. Și acesta este SBC-ul pe care vreau să-l facem, 87+, plus Radioactive Ultimate Dynasty sau Team of the Group Stage Player Pick. Este un 87+, plus. poate să pice ceva super mișto de aici sau poate să pice absolut nimica, bineînțeles. Sunt o grămadă de SBC-uri interesante zilele astea și vor mai apărea. Vom vorbi foarte, foarte pe scurt despre fiecare. Vă spun părerea mea, dar deocamdată hai să deschidem niște pachete, că avem în momentul ăsta... Pentru acest clip păstrăm astea de 83x10 și vom deschide astea. Am 25, dacă nu mă înșel, 82 plus Rare Gold Player's Pack. Scopul este ca din aceste 25 să reușesc să strâng, cred că e o echipă de 86 cerută în SBC-ul ăla, deci măcar un 5-6 jucători de 86 plus ar fi super, super bun. Bun. Am început cu un 85, ceea ce deja este un, un lucru bun pentru că ne ajută la pachet. Deci a zice că orice peste 85 este W că se duce în SBC. Deci 1 de 85 plus și ne trebuie, mă rog, teori, teoretic 11, dar mai merge ceva prin club, da? Bun, al doilea, cred că și ăsta e un 85. 83. Un al treilea, eu am decis că nu voi strânge pachete, după cum vedeți nu am deocamdată nimic strâns până în momentul de față și ce am strâns, uite acum deschid, dar voi păstra, începând de acum, voi păstra 80 și... pachetele foarte bune, 83, 84, 85, dar doar ce este foarte, foarte bun. Nu o să păstrez rare players pack pachete, chiar dacă sunt de 50.000, de 100.000, nu păstrez decât dacă am, dacă e pachet care cu adevărat contează, de gen da, 83, 84, por 20, pe care o să-l luăm din level 30, by the way, deci trebuie să mergem și acolo. Pe astea le voi păstra. Orice altceva, nu, pentru că am nevoie și să deschid, pur și simplu, simt nevoie să deschid, pe de o parte, pe de altă parte am nevoie de uh, pachete, am un sobos la aici, cred, 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 că este 85, 82, mă gândesc la, nu, nu mai, nu mai, nu mai ghicesc nimic, că, că nu le-am luat, deci avem doar un card corect până acum, dacă vreți, avem un 85 și încă niciun 86 plus. Deci orice card frumos păstrăm, Orice pachet frumos păstrăm, mai bine zis, restul n-are rost pentru că ai nevoie de astfel de carduri, ai nevoie de rating ca să tot reciclezi. Mai faci un SBC de upgrade, mai cum ai acum, da? Deci ai 84 plus sau chiar că 83 plus. Attackers, midfielders, defenders, și așa mai departe, pe care dacă le faci, trebuie să trebuie să ai cu ce. Și dacă nu deschizi absolut nimic, singura variantă ar fi să te apuci să investești coins și asta nu este ceva ce ce îmi convine pentru că, cum spuneam, încă 85 aici, cum spuneam, mi-ar plăcea să reușesc să cumpăr un toti. Da? Ăsta este un team of the week? Cred că este un team of the week, corect? Super valoroși, super valoroși 85 inform Super, super, super W din punct de vedere al valorii, nu din, din alt punct de vedere, dar anyways, CDM fi, nu e nu, ah. voiam să zic fi Manchester City, dar n-a fost să fie. Lăsați-mi un comentariu între timp și spuneți-mi cum sunteți pe pachete, câte pachete ați strâns și când aveți de gând să le deschideți le deschideți acum o dată cu, mijloca cu atacanții, le deschideți cu mijlocașii. Ce simțiți? Vreți uh, să păstrați până pe 25? Uh, cum faceți? Câte pachete aveți și când deschideți? Lăsați-mi în comentarii. În timp ce mai deschidem un, uh, un pachet, n-am fost atent la naționalitate, este fată de 83. De Deloc norocoase pachetele astea, dacă e să fiu sincer, nici măcar nu sunt neapărat sau n-au fost cele mai ieftine. Nu sunt pix, dar nu știi niciodată. Ce avem aici, un Chouameni? Un Chouameni, Asta cred că este 84, da, un 84, mai avem încă 11 pachete de genul ăsta. Încă caut un 86 plus pe care să-l arunc. Voiam 6, am măcar 6, avem 2 de 85, deci ajută și nu ajută. Încă un 85, 3 de 85, deci dacă îi calculez și pe ăștia, poate, poate mă duc la un moment dat unde trebuie. Dar dacă nu, nu. Orban, mamă doamne, de câte ori l-am văzut pe omul ăsta? Ferească, 83, man. El și cumpăr, este unul dintre preferații mei să-i cumpăr când mai am nevoie de un 83 să fac un SBC pe aici pe acolo. CB, Italia, din nou un steag care nu îmi place, nu este absolut niciun jucător de aici care să mă intereseze. Nici măcar un Osimen în ziua de azi nu te mai atrage în mod deosebit, dar anyways, we move. Mai avem, mai avem câteva, încă speranțele sunt aici, nu există portar de rating mare american. Ok. Sunt niște SBC-uri foarte interesante care sunt zilele astea. Uh, încă un Inform, Încă un Inform. Southampton Ce rating avem? Armstrong. 83. Perfecte. Perfecte pentru 83 ori 10. Sunt carduri pe care nu vreau să le cumpăr niciodată. Vă recomand să nu le cumpărați nici voi. Faceți Team of the Week upgrade când este. Dar... Uh, când pică, pică, tocmai bine. Din nou, cum spuneam, deci Orban la grupa mare. Nici măcar nu mă opresc pentru un asemenea card ca să-i să dăm drumul. Îi dăm drumul și continuăm. Avem un englez Cam Spurs. Asta este în continuare accidentat, nu? Sau de ce nu-l vedem pe Madison în, în teren? Cred că este accidentat de ceva vreme. 84 în continuare. Avem niște SBC-uri foarte mișto, după cum spuneam. Din care va trebui să aleg. Aici nu este absolut niciodată PSG, nu? Absolut niciodată. Nu l-am văzut pe, pe Hakimi, nu l-am văzut tot anul. Nu a picat odată. Un card de cât, cât este? 85? 84? Și el? Italia, CDM. Nu poate fi nimic interesant, nu? Locatelli, este Locatelli în 82. Și mai avem uh, două, pe alea nu le deschidem, cum spuneam, le păstrăm pentru uh, data de 25, când uh, voi deschide uh, ceva mai multe. Romaniu le-a picat și el încă o dată. Cât de boring poate să fie? 82 plus, sunt un miliard de carduri de genul ăsta și mie îmi dai măcar de 3 ori aceleași carduri. Fie Real Madrid. E Real Madrid, dar cred că e fată și ar putea fi mare. Nu, este castels. Nu este fată, nu este fată. Ok, cu ocazia asta, mergem și luăm inclusiv de aici, din obiective. Cum spuneam, am ajuns la level 35. Sincer, am fost foarte tentat pentru echipa mea să o iau pe această Smith. Acum, eu știu că comunitatea nu este neapărat satisfăcută de ea, nu, nu este neapărat încântată de ea, mai, mai bine spus. Este un card de 250-300.000 de, de coins. Dar eu zic că ține de fiecare și de echipa lui. La mine în atac ar fi avut loc, dar hai să fie. Pentru content luăm 84 ori 20 pe care îl deschidem la un moment dat ulterior. Anyways, pe SBC-uri imediat facem radioactiv 87 plus și ce mai avem pe acolo. Voiam pentru o secundă să Trec prin opțiunile de aici. Ashley Cole, foarte, foarte bună opțiune, din păcate scumpă, dar cred că asta cu scumpă deja este o temă pe care o putem ține încă de la începutul anului. Foder și sunt ușor de obținut. Dacă aveți, aveți nevoie de un LB și nu aveți, eu știu, un Havertz sau eu știu ce bombă de Roberto Carlos, cred că merită făcut. Thierry încă o m-ar ajuta foarte mult la mine în teren, foarte mult, dar am o singură problemă cu el. Problema este medium-medium și dacă istoria ne spune ceva, foarte probabil o să ajung să fac unul dintre ăștia, chiar dacă mă încântă sau nu mă încântă, adică sunt sau nu excelenți, pentru că la un moment dat trebuie să arunci folder și undeva. Da? Singurul lucru ce nu-mi place este acest medium-medium. În rest, îmi place foarte mult cum arată. Anul ăsta nu mai este ca anii trecuți, datorită faptului că are Rapid Plus, are Quick Step și Flair și ce mai are pe aici, ce mai. mă rog, în general. Cardurile sunt mult mai utilizabile pe un range mult mai mare și cred că Ari ar fi un good addition. Zico, excelent și el, trebuie doar să clarific în capul meu dacă este un, un bun atacant sau nu. Vârf împins! Pentru că am așa un mici dubii că este... Din nou, cred că dintre toți jucătorii de pe planeta asta, toate cardurile, jucătorii care sunt perfecți ca și Cam, el este perfect ca și Cam, nu poți juca la mine în echipă. Pentru că nu joc în mijloc de 3, dacă îl joc în mijlocul terenului unde am doi, atunci am nevoie de fizicalitate și defensive stats el nu are. Dacă îl joc în bandă, mi-ar plăcea ceva mai rapid. Dacă îl joc în atac, mi-ar plăcea ceva rapid și cu shooting. El e undeva pe acolo. Deci cred că poate fi jucat atacant. Rămâne de văzut dacă și care dintre ei. Oricum, foarte, foarte tare, mai ales dacă jucați cu 3, 4, 3, 2, 1 sau ceva. Este genial, este neapărat de făcut. Maldini, foarte mișto, nu are cele mai bune playstyles. Nu sunt cel mai satisfăcut de el ca să bag bani în apărare acum, dar vedem. Nu zic că nu-l voi face, este good shout-out. Adică nu m-ar mira ca Gold VVD cât e el de stricat să fie mai bun decât Maldini. Ăsta, ceea ce este absurd, știu, dar it is what Anyway, ăștia de sunt vechi și urmează să mai apară un Cafu, care este o opțiune interesantă și s-ar putea să mă gândesc serios la el, și um, o uh, Team of the Year card Sava, care uh, dacă în teorie este mai, bun decât, mai bună decât uh, cardul de bază și atunci s-ar putea să fie The One aleasă acolo hai hai ceva nebunie dar vedem vedem la timpul potrivit haideți dați-mi o secundă să fac acest SBC și îl deschidem imediat și avem picul făcut așteptări 0 la urmă este ultimul asalt înainte de Team of the Year dacă pică ceva bine dacă nu asta a fost am încercat hai să vedem ce pică și cred că avem un big 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 L nici măcar rating wow Ederson talisca este singurul de doamnă ajută de aici, dar cu siguranță nu valorează mai mult decât o ceapă de gerată și totuși, a? deci este puțin pe la 70.000, dar oricum e mult prea puțin important. Nu este cea mai bună opțiune, dar în fine, în niciun caz nu intră în echipă, dar uh, well, am încercat. Revenim la pachete, plănuiesc pentru 25 să am niște pachete super, super bune, dar uh, nu neapărat foarte mult. Pe opening-ul într-un clip, bineînțeles, următor. Până data viitoare, băieți, vă salut!